Cea mai ușoară variantă de a face trandafiri croșetați. Foarte ușor și rapid, fără bătaie de cap. Da? Se face un lănțuic de 30-40 de ochiulețe. Cu cât vrem să fie trandafirul mai mare, cu atât se face lănțicul mai lung. Da? Lănțic normal. Am ajuns la capăt. Da? Facem un ochi în sus, da? Lanț de 5 ochiuri, 4, 5. Da? Și venim 1, 2, 3, 4 al cincele. Facem lanț de 1. Da? Iar facem 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 al cincele. Și tot așa până la capătul lănțicului, da? Lanț de 1 și ochiul lângă, da? Facem așa până la capăt. Am terminat până la capăt, da? Au ieșit, da? Niște. Întoarcem și începem cu piciorușe duble. Dăm o dată peste croșetă. Doi. 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe. Venim aici unde am făcut lanțul de 1, da? Și tragem prin amândouă ochiurile. Dăm peste croșetă iară. Da? Deci 3-4 petale le facem așa cu piciorușe duble. Da? Piciorușe duble. Da? Acum dăm de două ori peste croșetă. Iar facem petale cu, da? Două. Și facem 8 piciorușe. Da? Deci aici am dat o dată peste croșetă și am făcut 7 piciorușe duble. Aici dăm de două ori peste croșetă și facem 8 piciorușe pe lanț. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte și încă un picioruș. 8. Da? Venim aici, între și tragem prin amândouă ochiurile. Dăm de două ori peste croșetă. Facem 8 piciorușe.
ultima parte a lănțicului, da, ultimele petale, dar trebuie să avem, să ținem cont de mărimea trandafirașului, ca ultimele petale să, da, să vină de jurul împrejurul florii. Dăm de 3 ori, 2, 3 ori peste croșetă. 2, 3, 4, da? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Și tot așa facem 8 picioruși pe lănțic. Deci începem cu 7. Da? 1, 2, 3 și 4. Se merge crescând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, și venim aici. Facem și ultimele petale, 2, 3. Îl lăsăm așa simplu, da? Sau îi punem altă culoare pe margine. Da? Da, venim aici pe margine. Luăm cele două fire. Da? Da? Și facem la fiecare, da? La fiecare ochi, luând ambele fire, câte un ochi, altă culoare. La roșu alb, la alb roz, la...
La fiecare ochi. Am terminat, da? Am lăsat mijlocul așa, alb, da? Începem și răsucim de la petalele mici, da? Cele cu picioruș dublu. Ele se așează singure, da? Petalele. Iată cea mai ușoară variantă de trandafiraj croșetat. Da? Și pe spate îl coasem, da? Da? Cea mai ușoară variantă de a face trandafiraj și croșetați.